Zăpada căzută în mijlocul primăverii a afectat serios activitatea din pomicultură. Cei care își puseseră mari speranțe în fructe în acest an au primit o veste proastă. Șefii Direcției pentru Agricultură Gorj atrag atenția că fructele au fost compromise din cauza vremii deosebit de reci. Producția de fructe va fi mult mai mică anul acesta față de anul trecut. E foarte greu să facem evaluare de la comună la comună, pentru că e situație diferită de la casă la casă, de la... Vedeți și ploile, când vine un nor din ăla, nu mai, nu ia toată comuna, ia numai o parte din comună plouă și poate în partea aia nu plouă deloc sau plouă mai puțin. Deci astea sunt fenomene care le vedeți imediate, care n-avem ce să facem, astea sunt. În schimb, pentru viticultori a venit o veste bună. În timp ce anul trecut culturile de viță de vie au fost compromise, în acest an producția va fi importantă. Vița de vie și-a revenit complet față de anul trecut, am spus, e o diferență enormă. Cu toate că anul trecut am avut o singură dată, am avut bruma aceea cu îngheț, am avut până la minus 2,5, minus 3 grade. Anul acesta am avut 4, de 5 ori am avut 4-5 zile consecutive, cu temperaturi până la minus 5. Fenomenul a fost pentru că s-a refăcut imediat, dacă anul trecut, în zonele unde a fost afectată, că au fost și zone care n-au fost afectate, și anul acesta la fel. Anul trecut a fost distrusă complet. Și până a plecat din nou să plece în vegetație, vă spuneam eu atunci să stați liniștiți că nu se întâmplă să usucă via, dar o să lăstărească și ați văzut că am avut dreptate și să-și facă oamenii lucrările în continuare, că altfel rămân foarte multe coarde și nu o să intre maturate în iarnă și o să fie problemă când o dea înghețul. Cine a ascultat, a ascultat. Iar anul ăsta, chiar dacă a afectat 1-2 muguri, a plecat din celălalt și partea bună, pozitivă, e că din mugurul care a rămas a plecat și strugur. Anul trecut n-a fost nimic. A mai dat câte un rod, practic cu aguridă aia care nu se mai coace, strugul la târziu. Deși au intrat în panică atunci când și-au văzut culturile sub zăpadă în această primăvară, mai mulți agricultori din Polovrage au răsuflat ușurați pentru că au ce culege. A fost afectată doar o parte din prima recoltă din acest an.